Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să vă întâlnesc din nou. Subiectul de capăt și spadă pe care l-am pregătit pentru noi toți în această seară este intitulat De unde vine uraganul? Știți, a fost o vreme, era pe vremea Domnului Hristos. Pe vremea aceea oamenii puteau determina timpul probabil. Să ne întoarcem în timp pentru puțin și să poposim în Palestina de acum 2000 de ani, să subofim asupra unui text introductiv din Matei, capitolul 16, de la versetul 1 la 4. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus ca să-l ispitească. Iau au cerut să le arate un semn din cer. Auzi, vor semne din cer, nu semne de pe pământ. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi o să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața celui știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Prietenii mei, dacă facem analiza textului care este destul de concentrată, ca să zic așa, cine pune la probă pe cine? Fariseii și saducheii, de pe vremea aceea, dragii mei, erau tocmai cei care se ciorovâiseră cu câteva minute înainte. Nu se împăcau aceste două tabere și totuși undeva, când l-au întâlnit pe Domnul Hristos, ceva i-a unit. I-a unit această dorință de a-L pe Domnul Iisus Hristos. Stau acum uniți împotriva unuia pe care nu-L pot suporta. Vremurile de astăzi sunt aproape prieteni identice cu vremurile de atunci. Atunci farisei și saducheii, astăzi sunt cei care cred în globalism versus cei care cred în patriotism. Dar toți aceștia, atât globaliștii cât și patrioții, se vor uni un singur scop în vremurile din urmă, să-L ispitească pe Domnul Hristos. În calitate de cărturari, acești oameni doreau să-L surprindă pe Domnul în eventualitatea când Mântuitorul ar spune vreo vorbă ne la locul ei, ar pune cumva virgula unde nu trebuie ca să-L poată interpreta acesta a fost planul, acesta a fost scopul de la început până la sfârșit, de a-l găsi pe Domnul Hristos într-o greșeală, într-un într moment de ezitare, pe care ei să-l punteze și să-l justifice ca fiind reprobatoriu pentru Domnul Hristos. Și astăzi. Dacă nu pui virgula unde trebuie, evident că ești etichetat, nu-i așa? Ca misogin, xenofob, sexist, etc., etc., avem o pleiadă, o furtună de cuvinte noi, neologisme care au penetrat limba română, așa ca să dea un, un parfum de intelectualism în clasa celor care te atacă cu astfel de cuvinte sau epitete, nu? Îndrăgostiți de știință, cercetând cerul și stelele, cele două partide de atunci și partide de astăzi, cer de la Domnul un semn. Un semn, dar nu oarecare, nu semne de pe pământ, atenție, ci vor de la Domnul un semn în cer. Adică îi cereau Domnului Hristos ceea ce NASA oferă astăzi în mod îmbelșugat oamenilor care vor să vadă fotografii cu cerul, spațiul cosmic, universul și așa mai departe. Când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Deci iată că pe vremea lui Isus exista meteorologie nemanipulată, naturală. O știință a timpului probabil, nu? Care într-o oarecare măsură influența activitatea, activitățile sau dinamica zilnică a fiecărui cetățean. Însă ce urmează după această declarație zgudui alianța pluripartidă dintre republicani și democrați sau dintre farisei și saduchei? Fățarnicilor! Fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Aici și Domnul Hristos, prieten, arată sau punctează direct boala societății de atunci și boala societății de astăzi. Interesul pentru vreme și dezinteresul pentru vremea profetică. Suntem interesați când se poate pleca în concediu, dar nu suntem interesați ce spune Dumnezeu despre viitorul nostru ca persoane, ca indivizi sau ca societate în ansamblu. Avem în față două vremi. Vremea, vremelnică și trecătoare, și avem o vreme profetică. Sau cuvântul profeției, după cum spune Petru în cuvântul său, și avem cuvântul prorociei făcut mai tare, la care bine faceți căluați aminte. Evident ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 2 Petru 1 cu 19 Aici era prieten semnul pe care îl aveau farisei și saducheii. Cum Domnul Hristos este huiduit astăzi, nu, și nu ne, nu, nu ne mirăm, Mântuitorul este huiduit, alungat cam de pe toate platformele oficiale. Și precum scriptura, care nici ea nu este plăcută, acceptată sau citită pe platformele oficiale ale Marilor Televiziuni, tot așa semnul oferit de Domnul Isus în acea vreme era disprețuit atunci și e disprețuit și astăzi de către oameni și anume aveți, Cuvântul prorociei, aveți vremea profetică, luați-o în considerare, ăsta e semnul pe care aș vrea să vi-l dau din ceruri ca să-l luați în considerare, dar nu-l nu, nu vreți, nu, nu vă place, nu vă simțiți atras de el. Oamenii științei pot manipula cuvântul prorociei sau cuvântul profeției sau vremea profetică după cum pot manipula vremea reală. Apostolul Pavel spunea căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac cei mai mulți. Noi nu stricăm vremea așa cum fac cei mari. Comendatorii de la televiziune spun că furtunile care se abat asupra Floridei și săptămânile trecute asupra Carolinei de Nord au comportament ciudat, spun cei de la televizor, produc valuri inverse, spuneau. Au un comportament bizar pentru că aceste furtuni au o direcție naturală la început, după care, spontan, dragă, își schimbă direcția de mers. Adică, vor să spună oficialii că ceea ce se întâmplă, și așa cum numesc ei aceste ciudățenii, nu sunt uh, lucruri naturale, sunt lucruri nenaturale. Păi, dacă nu e natural. Atunci, cine se amestecă în laboratorul naturii? Cine strică cuvântul lui Dumnezeu? Cine strică vremea? Cine strică profeția? Cine strică familia? Cine strică societatea? Cine strică lumea? Sau distruge lumea? Așa cum spune Isus în Apocalipsa, iată că Domnul vine să nimicească pe cei ce nimicesc Pământul? pe cei ce nimicesc cuvântul, pe cei ce nimicesc familia, pe cei ce nimicesc credința, pe cei ce nimicesc viața naturală și legea lui Dumnezeu. Există un text biblic foarte cunoscut care ne identifică forța din spatele oamenilor care astăzi chinuiesc lumea. Apocalipsa 12 12 ni se spune, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, dar Continuă textul, vai de voi pământ și mare, că s-a coborât opoziția lui Dumnezeu la voi pe pământ, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină vreme. Apocalips 12 cu 12. Deci, vai de pământ, unde vedem ce vedem? Și vai de mare, cine se amestecă de fapt prieteni în laboratorul lumii și cine manipulează vremea așa cum n-a mai fost niciodată și așa cum se manipulează știrile? Am un text foarte interesant din Marea Luptă sau Tragedia de pentru cei care, mă rugau cartea acasă sub ambele titluri. Opoziția lui Dumnezeu lucrează și prin elementele naturii pentru a-și strânge secerișul de suflete nepregătite. El a studiat, auzi cineva, a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu sau cât îi permite Dumnezeu. Când i s-a îngăduit să-l chinuiască pe Iov, cât de repede turmele, cirezile, robii, casele, copiii au fost distruși într-un caz, venind unul după celălalt ca într-o clipă. Dumnezeu este acela care ocrotește făpturile sale și le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creștină, atenție, lumea creștină a dovedit dispreț față de legea lui Jehova. Domnul însă va face exact ceea ce a spus: își va retrage bine cu de la pământ și își va îndepărta grija ocrohitoare de la aceea care se răscoală împotriva legii sale, adică a celor 10 porunci, învățându-i și obligându-i pe alții să facă la fel. Opoziția lui Dumnezeu are stăpânire peste tot ceea pe care Dumnezeu nu-i păzește în mod deosebit. El îi va favoriza și îi va face pe unii să prospere pentru a aduce la împlinire planurile lui și va aduce necazuri pentru alții, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu este acela care îi chinuiește. Deci pe unii îi face să prospere, îi îmbogățește și după aia îi folosește pe acești îmbogățiți împotriva celor care iubesc pe Domnul. Și poia care iubesc pe Domnul îi biciuiește, îi aduce suferința asupra lor și după aia le șoptește la ureche, n-a făcut o opoziție a lui Dumnezeu. Dumnezeu la care vă închinați, ăsta e cel care se comportă ca un tiran împotriva voastră. Prieteni, nu există manipulare mai mare ca aceasta. În timp ce va apărea înaintea copiilor, oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca bolile, el va aduce boală și dezastru, până acolo încât orașele populate să fie aduse în stare de ruină și părăsite. Chiar acum, el este la lucru. Prieteni, în accidente, în calamități, pe mare, pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave, în uragane pustiitoare, inundații, ciclonuri sau cicloane, valuri uriașe și în cutremure, în toate locurile și în mii de forme, opoziția lui Dumnezeu își exercită puterea. El, nu, această opoziție, distruge lanurile gata de recoltat. Având ca urmare foamea și suferința prietenii mei, la ora actuală am auzit fermieri prezentând pe cale, mă rog, privată sau publică, faptul că primesc scrisori, bineînțeles, de la autoritatea supremă, ca să distrugă cartofii, să incinereze fermele de pui, de vaci și așa mai departe. Apropo, am văzut treaba asta în România, peste 600 de mii de oi care n-au avut nimic, au fost îngropate de vi, de către sau sub directivele unor oameni cu mai mult sau mai puțină temere de Dumnezeu. Dar, bineînțeles că opoziția lui Dumnezeu lucrează prin instrumente umane, nu? Și vom vedea în continuare acest aspect. Această opoziție distruge lanurile de grâu sau lanurile de cereale gata de recoltat, având ca urmare sau scopul să înfometeze planeta și să aducă suferință. Iată declarații scrise de 100, 150 de ani de, mai bine, ca acum să le vedem împlinindu-se cu ochii noștri. Această opoziție face nu numai ca o recolta să uh, fie distrusă și animalele să fie omorâte, el face ca aerul să fie plouat, deci respirăm, Aer cu plumb, respirăm aer cu mercur, respirăm aer cu alumini. Mii de ființe se pierd din cauza stricăciunii opoziției lui Dumnezeu. Aceste calamități, spune Pana inspirată, care vor deveni din ce în ce mai frecvente, vor deveni și mai dezastroase. Distrugerea va veni asupra oamenilor și animalelor. Ce spune pana inspirată, scriptura? Țara este tristă, slăită de puteri, locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Țara a fost purcată de locuitorii ei, ei călcau legile lui, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. Iată, prieteni, o relație între cauză și efect, între decizii personale și consecințele propriilor nostri noastre alegeri, dar așa cum Dumnezeu lucrează prin profeți și apostoli sau ucenici, tot așa opoziția lui Dumnezeu lucrează prin oameni. El a studiat secretele laboratoarelor naturii, spunea Pana inspirată, și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îngătuie Dumnezeu. Am, dacă vreți, niște declarații esențial de importante pentru a concluziona de unde bate vântul, de unde vine uraganul, prieteni, și cine este mai marele manipulator de minți și căpetenia căpetenilor conspirației pe pământ, care este, de fapt, dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul oamenilor. Vreau să mă adresez dumneavoastră, am aici câteva interesante videoclipuri și am încercat să dau doar câteva crâmpeie din aceasta. Este vorba de un talk show la televiziune oficială, televiziune oficială, unde ni se vorbește cu multă mândrie, cum știința a ajuns atât de rafinată, atât de iscusită, încât a ajuns piscurile înțelepciunii absolute, de așa manieră în care, încât, mă rog, invitata de la Televiziune spunea însămânțarea norilor este în plină de expansiune. Ei anticipează că cel puțin alte 200 de mașini de însămânțat nori care vor opera pe, de pe pământ vor fi instalate înainte de sezonul viitor. Aceasta. Este un concept. Acesta este un concept atât de uimitor, dar este prea frumos ca să fie adevărat. Adică, de unde știm că substanțele chimice? Punea întrebarea o altă persoană din studio. De unde știm că substanțele chimice pe care le pulverizează din aer nu sunt rele pentru. Noi sau pentru planetă. Și, bineînțeles, că cea care era invitată în studio răspunde: Facem acest lucru din anii 1940, încă din 1940, 1950. Și, bineînțeles, că nu numai noi, că în alte țări uh, și au existat o mulțime de proiecte de cercetare care au arătat că iodura de argint, de exemplu, nu se găsește este neglijabilă odată ce ajunge la nivelul solului, așa că din nou vreau să fiu, nu vreau să fiu prea sceptică, întreabă persoana, dar este ceva rău în manipularea naturii în acest fel? Cred că această întrebare ar trebui să ne opunem atunci când construim o parcare sau fiecare dintre noi un acoperiș. Noi manipulăm vremea. De foarte mult timp încă. Cred că luăm în considerare acest aspect și continuăm cercetările despre când aceste programe devin mai mari, dacă va afecta oamenii din aval, trebuie urmărit, văzut, nu? Și cum vom putea manipula vremea pentru a ajuta planeta. Apropo, prieteni, cu aproape 10 ani în urmă, CBC News întreținea un talk show pe tema schimbărilor climatice cu Mishio Kaku, care este un profesor de fizică la City College în New York și care a fost invitat în studio să discute pe aceeași temă. Știți, spunea moderatoarea, că ieri vorbeau despre schimbările climatice și acum că oamenii de știință și cercetătorii se uită la cum se schimbă vremea în mod intenționat. Acum laserele ar putea într-o bună zi să manipuleze ploaia și fulgerele. CBC, a, în această dimineață, invită, ca și participant contribuitor la această emisiune, pe Mișio ca, care este, încă o dată, spunea, dânsa profesor de fizică la Colegiul Oroșenesc din New York și mă bucur să vă văd. A fost extraordinar să-l vedem pe Al Gore și Bill Clinton acolo, împreună cu Charlie, nu-i așa? Și, mă rog, se răspunde, da, nu a intrat în această, discu în această discuție, dar este fascinant. Mă refer la laserele pentru a schimba vremea. Așa este. Așa cum Mark Twain a spus cândva, toată lumea se plânge de vreme, dar nimeni nu face nimic bun în privința aceasta. Tot așa și noi, în loc să facem un dans să dansăm în ploaie, noi fizicienii, oamenii de știință, tragem lasere de trilioane de vați în cer pentru a precipita nori de ploaie și de fapt a dobori fulgerele. Acest lucru este potențial o schimbare de ton, bineînțeles, o schimbare de viziune, dar asta uh, acum este doar la nivel experimental, spunea acum 10 ani, în laborator. Dragii mei prieteni, dacă ne uităm de la ce se întâmplă în Florida acum și cum să schimbă direcția furtunii, care natural avea o direcție și după câteva ore, dintr-o dată, așa straniu, își schimbă direcția de drum ca să ajungă să dea bună ziua, dragii mei prieteni, la niște orășele de munte, nu din munții Apalașieni, din Carolina de Nord, munți care, sau orașe care nu au fost niciodată inundate. Nu este cunoscut un astfel de fenomen în istoria acestui continent. Ca să descoperim că, de fapt, munții aceștia, sunt plin de litium, de fapt una dintre cele mai mari depozite de zăcământ de acest gen din lume și stai și te gândești, coincidențele plouă cu ele în telegraf în 2007. Vorbeau despre cum este posibil să reacționezi furtunile. Dove sunt că opoziția lui Dumnezeu lucrează prin oamenii lui să producă o lucrare de distrugere atât cât îi se permite. Noi însă nu realizăm că dincolo de furtună este un Dumnezeu care nu plănuiește cu ei prieteni. Cred sincer că Harul se retrage și odată cu Harul lui Dumnezeu se retrage și protecția lui Dumnezeu. Lumea, prieten, ca de obicei, caută un țapi spășitor. Noi, la fel, creștini, cu sau fără orientare, căutăm și noi un vinovat. Dar ar trebui să căutăm, dar ar trebui să încetăm a mai căuta un vinovat. Cuvântul este clar și lămurit. De ce vin acestea peste noi? Pentru că tot oamenii au tendința să dea vina unii pe alții. Există o practică foarte mizerabilă, foarte neonestă, care nu este fair play deloc. Procesul se numește proiecție psihologică. Ei dau vina pe tine pentru ceea ce fac ei. Este un mecanism de răspuns narcisist în care cineva care a fost surprins când ceva greșit, dă vina instinctiv pe persoane care l-a prins. Apostolul Pavel se afla în Ierusalim, rugându-se în templu. Fariseii au fost cei care au strânit insurecția în capitală, dar au fost să-l învinovățească pe acest nevinovat, Apostolul Pavel. Paul David Axel Road a fost consilier al unui președinte anterior și la radio NPR pe 19 aprilie 2010 a spus că în Chicago există o veche tradiție de a arunca o cărămidă prin geamul propriului birou de campanie, ca mai apoi persoanele nevinovate sunt acuzate de către, mă rog, acea medie oficială de acest fapt. Când în sfârșit devine clar că persoana vinovată a făcut-o, publicul nu știe în cine să aibă mai încredere și cine este cu adevărat vinovatul care de obicei trece pe sub radar. Țara este pustietă de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, slăită de puteri. Locuitorii sunt mâhniți și tânjesc, petenile poporului sunt fără putere, că țara a fost purcată de locuitorii ei, ei calcă legile evident al lui Dumnezeu, nu țin poruncile și rup legământul cu cel veșnic. Isaia, capitolul 24, de la versetul 4 la 5. De aceea, eu cred că e bine să înțelegem că și noi avem o parte de vină în toată această procesiune tristă, aproape funebră a evenimentelor care se petrec pe pământ. Este de fapt, sau asistăm de fapt, prieteni, la înmormântarea graduală la procesiunea de mormântare a rasei umane în ultima generație înainte de revenirea Domnului Hristos. Nu trebuie să fim surprinși de nimic din ceea ce se poate întâmpla acum. Nu trebuie să ne minunăm de vreo evoluție de groază. Cei care calcă în picioare legea lui Dumnezeu au același spirit ca și oamenii care l-au insultat, l-au trădat pe Domnul Isus Hristos. Prieteni, autoritatea planetară ne spune că are voie să calce legea în situații de urgență. De aceea vom avea parte de acum înainte numai de situații de urgență. Poftiți imaginea din satelit a sediului Națiunilor Unite în Africa de vest, cred că Senegal, dacă nu mă înșel, are o formă de uragan sau vârtej, un tron format de un triplu de șase. Aceasta reprezintă, bineînțeles, sau e simbolul unei furtuni, iar interesant este coincidența face ca același sediu al Națiunilor Unite, dar de data aceasta în Australia, are un simbol, o furtună. De unde vine uraganul? Cine este vinovatul? Mult și-ar fi dorit opoziția lui Dumnezeu să pună foc pe altarul lui Ilie, dar nu i s-a permis. Acum întreb și eu, dacă Domnul retrage mila sa de pe pământ, mai este cineva ca să oprească opoziția lui Dumnezeu să pună foc? Să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem la Cel care ne iubește, să ne întoarcem la Cel care ne-a săpat pe palmele sale. Știți, recent, uh, episcopul de Roma, mă rog, cel care este reprezentantul sau mentorul spiritual al lumii întregi, declarate și nedeclarate, uh, episcopul de Roma, papa, spunea undeva că oamenii n-ar trebui să-l voteze pe la care n-a murit, pentru că are legi de emigrare stricte. Păi mă întreb și eu, cerul n-are legi de emigrare stricte? Până la urmă, de când se implică Biserica Vaticanului să le spună la american cu cine să voteze? Nu votați cu ăla care n-a murit de două ori, votați cu ăilalți. Dacă facem religie, să facem religie, dacă facem politică, să facem politică dar nu putem sluji la doi stăpâni. Un text de meditație spre final. Dacă cunoașterea științei nu este o piatră de temelie pentru atingerea celor mai înalte scopuri, ea nu are valoare. Educația care nu oferă cunoștințe la fel de durabile ca și veșnicia, nu are niciun scop. Dacă nu ții în fața ta cerul și viitorul, viața veșnică, realizările tale nu au o valoare permanentă. Dar dacă Isus este profesorul tău, nu doar într-o zi a săptămânii, ci doar în fiecare zi, în fiecare oră, s-ar putea să descoperi, prietene, că ai zâmbetul lui, aprobator, zic eu, asupra ta, în căutarea tuturor dobândirilor intelectuale. Lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ este de o importanță incomensurabilă, și scopul special al opoziției lui Dumnezeu este să îndepărteze din vedere și din minte pentru că el să-și facă mașinațiile, nu? Nu? manipularea, înțelepte și eficiente în distrugerea celor pentru care Hristos a murit. Scopul lui este acela de a face ca descoperirile oamenilor să fie înălțate mai presus de înțelepciunea lui Dumnezeu. Atunci când mintea este absorbită de concepții și teoriile oamenilor, când excluderea înțelepciunii lui Dumnezeu este marcată de idolatrie, știința așa numită în mod fals a fost înălțată mai presus de Dumnezeu, natura mai presus de Creatorul ei, și cum poate Dumnezeu să privească o astfel de înțelepciune? Bunul Tată cere să ne ajute, dragii mei prieteni, să tragem concluzii sănătoase, înțelepte, pentru a identifica direcția din care vine uraganul. De unde vine uraganul? Cine este, de fapt, vinovatul? Eu cred că există opoziția lui Dumnezeu, dar, în același timp, noi, ca oameni, lumea, în genere. Personal și ca grup, ne facem vinovați, pentru că ne-am depărtat de Dumnezeu. Și acum e timpul să ne rugăm, să ne întoarcem la el, dragii mei, și vremule sunt prețioase și scurte. Să ne rugăm, iubite tată din ceruri, îți mulțumim pentru privilegiul unei noi, uh, unui nou moment în care Sufletul nostru se gândește la tine. Îți mulțumim pentru priveliștea pe care ai împărtășit-o cu noi în această zi și pentru faptul că ne-ai ajutat să ne gândim mai mult la ce ne așteaptă. Ne-ai ajutat să înțelegem că, de fapt, dacă nu suntem sub protecția ta, suntem sortiți pieirii. Tată, venim la tine, nu alergăm, dar ne târâm ca în numele Domnului Hristos să putem primi iertarea. Pentru că te iubim și pentru că vrem să petrecem feșnicia cu tine. În numele lui Isus îți mulțumim pentru această seară și pentru beneficiul învățăturilor tale. Amin!